Schimbarea a rămas aproape la fel în structura anului școlar. După două zile în care elevii, părinții și profesorii au fost bulversați de anunțul ministrului și apoi chemați la consultări, azi s-a decis. Vacanța de primăvară a elevilor va fi de o lună, în intervalul 2 aprilie 4 mai. Excepție fac elevii din anii terminali care vor învăța online în intervalul 12-29 aprilie. Vacanța de vară va începe pe 25 iunie, cu o săptămână mai târziu, iar examenele naționale se vor desfășura după calendarul deja stabilit. Și discutăm despre acest subiect cu Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Bun găsit, Florin, îți mulțumesc pentru prezența în jurnal. Bună ziua! Ce am auzit astăzi, ieri și în aceste zile în jurul meu, au fost părinți derutați, care nu știau cum să se organizeze, ce să facă în continuare, pentru că au venit foarte multe informații care au bulversat. La asta mă uitam mai devreme. Ca părinte, cred că recomandarea este următoarea. Luați-vă o foaie mare, eventual pe hârtie de împachetat, da? Și faceți o schemă. Permutări de N luate câte ca și lipiți-o de frigider, lângă orarul copilului. Pentru că altfel nu poți să-ți dai seama, nu poți să cuprinzi cu mintea toate schimbările pe care acești domni și doamne, nu, autoritățile, aceste decizii pe care le iau. E o bătaie de joc. Oamenii ăștia, nu știu câți au copii sau câți au copii de școală, și-au bătut joc de o generație întreagă de copii, timp de un an de zile, cu multiplele schimbări pe care le-au făcut în structura anului, școală online, școală acasă, ia bonă, stai acasă, vacanță, vacanță prelungită, schimbarea schimbării, schimbăm evaluarea națională, revenim la evaluarea națională, schimbăm bacul, schimbăm materiile, schimbăm totul. Și în final a luat comanda, nu mai schimbăm nimic. Este o bătaie de joc la adresa copiilor ăstora. Ministerul Educației nu face altceva decât să dea o pâine de mâncat unei generații noi de psihoterapeuți. Ăsta este efectul pe care nu cred că cineva îl gândește în acest moment, efectul asupra copiilor noștri. Vom deconta anul ăsta haotic în depresii, anxietăți și multe probleme pe care nu le putem identifica în momentul de față. La clasele mici, copiii mici au nevoie, să o spune orice pediatru, are nevoie de o rutină. Că din primele luni, primii ani de viață, are nevoie de somn, mâncare, stabilitate, apoi la școală. Copiii au nevoie de un orar, de un program, de o structură pe care să o știe, să fie previzibilă, să se simtă în siguranță. Copiii mici nu pot să facă școală online. Este un lucru cert pe care îl vedem și îl spun toți profesorii, toți învățătorii. Mai mult de 15 minute nu pot să stai cu un copil mic în fața unui ecran. La copiii mai mari e și mai mare problemă. Copiii mari au nevoie de socializare pe lângă cunoștințe. Asta le oferea lor școala, un loc în trib, un loc în clasă. Da? Socializarea cu colegii, cu profesorii. Trebuia să știe care este locul lor, ce le-am făcut. I-am ținut în casă. Timp de un an de zile, copiii ăștia s-au sălbăticit, s-au înstrăinat. Diferența dintre noi și ei este următoarea. Dacă pentru noi telefonul, tableta, este o prelungire a mâinii noastre, ei au devenit prelungiri ale tabletei sau ale telefonului. Asta este, nu știu dacă cineva se gândește la lucrurile astea, dar peste câțiva ani vom vedea această generație de copii foarte dezorientat. Și psihologii vorbesc deja despre problemele care apar și spuneai puțin mai devreme legat de părinți și soluțiile pe care ei trebuie să le găsească. Ai menționat faptul că mulți își caută bone în perioada asta. Întrebarea este câți părinți își permit așa ceva și câți părinți își permit să-și ia concediu timp de o lună? Aceiași părinți care și-au permis să facă meditații timp de un an de zile ca să suplinească școala care n-a fost. Dar sunt foarte puțini. Și aici, din nou, se adâncește prăpastia. Da, există milioane de copii care pur și simplu au fost deposedați de dreptul la educație. În Constituție avem două drepturi mari și late, sunt mai multe, dar avem un drept la sănătate și un drept la educație. Ce facem cu dreptul la educație? Dacă noi ne batem în joc de o generație întreagă de copii. Sunt copii, repet, n-au mers o oră la școală, fizic, anul ăsta. Uite, vorbește ministrul educației de copiii din anii terminali. Copiii de a șaptea,
vor fi la anul, copii din anul terminal, nu? Ei n-au, pur și simplu, n-au fost la școală un an de zile, îți dai seama de lucrul ăsta? Au stat în fața unui ecran. Nici nu știu dacă se mai cunosc când vor fi față în față, dacă vor mai ști să se comporte normal unul cu celălalt. Au crescut, știi cât crește un copil din clasa 6-a până în clasa 8-a? Un cap. Știi cât se dezvoltă copiii ăștia? Ei, fiecare s-a dezvoltat în camera lui, în singurătate, fără să își găsească locul în clasă, în societate, în tribul lui. Contează foarte mult lucrurile astea. De asta este bună școala. Da? Pentru că îți deschide poarta către lume, către lumea de adult. Te învață cu lumea de adult. Apropo de deciziile acestea pe care le iau autoritățile, aș vrea să vorbim puțin despre această demisie a lui Răzvan Chirecheș, profesorul universitar Răzvan Chirecheș, care și-a dat demisia din funcția de consilier onorific al lui Vlad Voiculescu. Cum vezi această demisie? Spunea că este nemulțumit că... Haosul din școală cred că este echivalent doar cu haosul de la Ministerul Sănătății. Ce este acolo mi-e greu să înțeleg. Domnul ministru Vlad Voiculescu este inamicul public numărul 1. Este atacat de dimineața până seara de liberal din motive uneori de înțeles, de multe ori de neînțeles. Dar ce se întâmplă acolo din moment ce îl părăsesc colaboratorii? A fost purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, domnul Oprea, care a demisionat acum 2 săptămâni, fără să spună de ce. Domnul Chirecheș demisionează, el n-avea o funcție remunerată. Era un consilier care dădea niște sfaturi. Și ne spune domnul Chirecheș, toate sfaturile mele s-au lovit de un perete. Și în primul rând spunea că nu i-a ținut nimeni cont de ce am spus. Și spunea că nici nu i-au fost cerute, de fapt, aceste sfaturi. A venit din propria inițiativă cu câteva idei, câteva sfaturi. La început, în fiecare zi, după aceea a rărit aceste sfaturi, aceste... Da, e o mare problemă de comunicare acolo. Adică m-am uitat ieri la scandalul ăsta dintre Vlad Voiculescu și Violeta Alexandru. Și întrebarea mea era, voi nu sunteți colegi totuși de coaliție? Nu puteți să puneți mâna pe un telefon și să vă înțelegeți între voi? Eu le-aș tăia Facebook-ul oamenilor ăsta. Pur și simplu, le-aș tăia Facebook-ul. Măi, mai face și altceva decât să stați toată ziua pe Facebook și să vă dați replică la replică? Da. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste precizări.